Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Astăzi de vorbă cu Antoaneta Vanea, președintele Asociației Agadaun. Bine v-am găsit, doamna Vanea. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Cu mare drag și altă dată. Să știți că am așteptat cu nerăbdare să vă cunosc, pentru că știam că aveți o poveste de viață specială și o activitate specială. V-ați dedicat 7 ani din viață copiilor cu sindrom Down. Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră. Despre mine personal? Ca mamă, femeie, președinte de asociație, da. Cum v-ați descrie? O mamă foarte atentă la detalii, să spunem, pentru început. O mamă care își dorește ceva nu numai pentru copilul ei, ci pentru toți copiii care fac parte din această asociație și care vor dori să facă parte din această asociație. Un om simplu, să zicem, chiar dacă trecutul este foarte, foarte încărcat și detaliat, dacă doriți o să dincolo de apariția ascunde multă suferință, dar și bucurie în același timp, da? Zic eu, foarte multă suferință, dar cu un scop anume. Deci suferința toată am canalizat-o pe acest scop de a crea asociația și a bucura atât mamele cât și copiii. Copiii oricum cu sindrom Down și adulții se știu bucura de orice și de orice, să spunem, împrejurare, moment, cadou, absolut de orice. Noi suntem cei care ducem greu și care nu ne putem obișnui cu existența în viața noastră a unui copil cu dizabilități. Chiar noi, mamele, acceptăm foarte greu diagnosticul copilului nostru. Haideți să mergem puțin în trecut. Nu vreau să deschid o ușă care e dureroasă, dar spuneți-mi, dumneavoastră, ați avut 2 copii, adică ați mai avut o fetiță pe lângă băiețel care a murit. Ce s-a întâmplat de fapt? Trecutul putem să-l începem foarte de demult, de când am început școala și eram în Cluj pe vremea comunismului, când tatăl meu a suferit extrem de mult și chiar doresc să subliniez suferința lui, pentru că nu a făcut nimic să-și obțină drepturile, deși dosarul există și acum la securitate. A suferit aproape 7 ani pe vremea trecută dinainte de 88. Noi, copiii, fiind 2 surori pe lângă el, am suferit atât la intrarea la facultate, pentru că am dat la medicină inițial și nu am fost acceptată din cauza faptului că tatăl meu a fost condamnat la locul de muncă. Dar de ce era persecutat? Care era motivele principale? Să știți că am fost și la o altă, să spunem, nu emisiune, la o redacție de ziar unde am descris puțin, pentru că tatăl meu nu este de acord să sape trecutul. Am înțeles. Dar pur și simplu o situație foarte simplă a fost. A cerut pâine pentru populație. Pâine, făină, zahăr pentru populație. Era perioada aceea extrem de grea, după 80, când lumea efectiv trăia de pe zi pe alta. Deci țin minte că nu aveam, deși părinții mei, mama a fost economistă, tata a fost inginer, nu aveam ce mânca. Mâncam pâine cu margarină. Și asta s-a numărat printre curajoși și care s-au revoltat împotriva regimului. Să spunem, da, este unul curajos, dar pe de altă parte, să spunem în ghilimele, un laș, pentru că el nu și-a dorit bogății de pe urma revoltei lui. Deci, un pic de aceea am adus subiectul în discuție, în emisiune, un pic să spunem că seamăn cu el. Nu-mi doresc atât de mult publicitate și să fac o extraordinară avere, cum sunt foarte multe asociații, deci enorm de multe asociații, pot să le și enumer sau să, mai bine să nu le enumer, din Cluj, care s-au creat pentru copilul propriu, ceea ce este foarte trist. Și de aceea zic, ca persoană seamăn puțin cu tatăl meu, că dăruiesc totul și aștept mai puțin. Dar sper să fiu apreciată la măsura implicării sentimentale
în asociație. Deci asta a fost începutul cu... Și am tras foarte mult. Și de atunci suferința, practic. Da, apoi a urmat perioada căsătoriei, mă rog, imediat a venit fetița. Dar ați spus că n-ați intrat la medicină. Ați avut nu, am intrat după 80, deci eu am terminat liceul în 88, liceul Nicolae Bălcescu, teoretic acum, atunci era doar liceul de matematică, fizică Nicolae Bălcescu din Cluj. Am dat la medicină de două ori, mi s-a spus că nu voi intra, degeaba încerc să dau în continuare că nu voi intra, dar a venit Revoluția în 89. Și brusc m-am canalizat pe facultatea de drept. Am făcut dreptul, în paralel am făcut școala, atunci era post-liceală, asistent radiolog, asistent de radiologie. Acum, actual, este colegiul de imagistică. M-am specializat la locul de muncă pe RMN, radiologie imagistică, adică ecografie, mă rog. Și... Dar cum ați dorit să împăcați cele două domenii atât de distincte? Să știți că din cauza apariției fetiței, deci urma să profesez dreptul, să renunț ca asistent medical, dar a apărut fetița, a apărut boala ei, a avut tumoră, o boală foarte grea pe care am dus-o timp de 3 ani. La ce vârstă se declanșă boala? La un an. La un an și după aceea a dispărut și nu a mai dorit. Deci am fost așa într-o negare totală de, cum să spun, în acei 3 ani m-am canalizat pe ea, pe sprijinul familiei, eu am fost suportul, să zicem, moral a familiei, pentru că familia era mult mai speriată ca mine de boala respectivă. Eu am tras toate sforile privind vindecarea ei, chiar făcându-i perfuzii acasă, eu, tot... La un moment dat, doamna doctor, care a fost deosebită și acum este în pensie, m-a ajutat cu toate forțele, nu s-a putut face, într-adevăr. Și decizia mea, zic eu, uneori văd emisiunile la televizor cu diverse stadii de tumori și mă gândesc oare de ce părinții luptă, într-un fel înțeleg, la infinit, cu zeci de operații, peste operații, această boală, din punctul meu de vedere, să nu se înțeleagă greșit. În momentul în care recidivează a doua, a treia oară, trebuie să acceptăm. Deci eu am reușit să accept. Mi s-a propus a doua operație la fetiță să-i scoată plămânul stâng în totalitate, că recidivase în plămânul stâng. Asta implica cardiovascular, o serie de alte chestii. Logic, gândit, în momentul în care intri și operezi, celulele se împrăștie. Mai ales la o operație pe cord, pe plămâni, pe... Bun, inițial a fost la rinic și după aceea a fost... Și am decis că nu. Și am decis că opresc chimioterapia, opresc tot. Și cât mai are de trăit fetița mea să se bucure de tot. I-am cumpărat toate animalele din lume, acum nu urși și lup și, mă rog, frumos. Așa, dar avea rațe, gâște... Bă. Am dus-o la mei, la Alba Iulia. A trăit un an... Superb. Pisici, câini, tot ce a vrut ea. I-ați înseamnă, te-ați făcut mai frumos. Da, am chiar fost felicitată de domnul Chira, domnul doctor Chira de la cardiovascular, că am luat această decizie pentru că așa am hotărât eu ca mamă. Deci este un moment în viață când zici stop. Trebuie să fii conștient de ce se întâmplă, că nu ai ce face. Peste noi există totuși ceva care... Nu ne dă voie să mai intervenim nici medical, nici psihologic, nici educațional. Asta e. Același lucru. A decis Dumnezeu și nu vă puteți împotriva. Știți cum e? Eu nu pot spune că a decis Dumnezeu sau a decis cineva. Deci nu sunt nici ateu, dar nici nu pot să spun că cred întru totul. Da, cred. Există ceva. Ceva acela care ne susține pe noi atât spiritual cât și fizic ca să putem trăi în lumea asta atât de aiurea și bulversată. Dar nu Dumnezeu a decis. Eu am decis. Și boala ei, eu zic că e vina mea. Pentru că eu în timpul sarcinii am lucrat în radiologie. Deci e strict vina mea, eu nu vin... V-ați plămat singură din moment ce medici nu v-au văzut? Nu. Dar de înțeles că ar fi vina dumneavoastră? Ba da, mi-au dat într-un fel de înțeles, pentru că
Așa era conjunctura atunci. La imagistică eram foarte puțin, era singura clinică, prima din țară care apăruse. Deci am fost selectați, 2 din 10. Domnul profesor a fost extraordinar, un suflet extraordinar care și acum mă susține din toate punctele de vedere de la radiologie. Nu îi dau numele ca să nu așa. Deci, nu, eu sunt un om care nu învinovățesc pe nimeni. Nu este nici Dumnezeu de vină, nu este nici persoana de lângă mine. Pur și simplu e cursul vieții fiecărei persoane în parte. Și trebuie să ne acceptăm soarta, că dacă nu ne acceptăm, noi suferim. Deci ne adâncim tot mai tare, că e vina cu tare, că Dumnezeu de ce mi-a dat? Că repetăm la infinit aceleași vorbe și deja devine o psihoză. Da. Același lucru s-a întâmplat și când a apărut băiețelul. Într-adevăr, șocul a fost teribil. Teribil, pentru că mi l-am dorit foarte mult. Ați făcut ecografie și ați aflat în timpul sarcinii că suferă de sindromul Down. Și aici doresc să menționez, pentru că apar pe diferite posturi tot felul de acuzații la adresa medicilor, că de ce n-au văzut. Sunt anumite limite și ecografice, chiar dacă sunt 3D. Sindromul Down este foarte diferit. Are peste 21 de semne, asta nu. Deci foarte multe semne care ar indica sindromul Down. Măsurătorile se fac foarte strict și atunci medicul, deci nu este un supra-om ca să poată să spună diagnostica. Am făcut toate testele, mi s-a propus și am neocenteza, am refuzat și medicul mi-a spus că nu crede că e necesar, că nu vede. Și într-adevăr, Paul nu are toate semnele. Semnele, deci ei au ceafa mai lată, ochii migdalați, urechiușele mai mici. Acum începe, pe măsură ce crește, să se diferențieze. Deci era oameni, dar când era mic nu se vedea deloc. Deci se poate vedea și în poze, nu se vedea. Deci nu pot acuza medicul. De aceea nu sunt de acord nici cu mamele care arată cu degetul spre... Asta este lipsă de responsabilitate, consider eu. Responsabilitatea este a noastră. Dacă este să ne fie dat un asemenea copil, trebuie să-l acceptăm. Și dacă ar fi în cărucior. Dar noi, ce pot eu spune din punctul meu de vedere este că așa le spun și la mame, pentru că nu am mame în asociație care nu acceptă diagnosticul. Atât de mult trag de copii să facă, nu știu ce, nu știu, nu să-i înțeleg. Să-i vindece, dacă puteți da, spune așa. Să spunem în ghilimele, da. Să-i ajute. Nu să-i vindece, să-i ajute, să fie mai mult decât pot ei. Da, sunt de acord, îi ajutăm. Dar la un moment dat se face un click și la ei cerebral, obosesc. Obosesc ca noi toți și riscăm să facem mult mai rău. Și eu consider că totul trebuie lăsat să vină de la sine. Dacă te ajută cineva, este foarte binevenit, cum sunt aceste asociații unde se fac terapii. Dar nu îi putem face supra oameni, pentru că din punct de vedere neuronal, ei au o anumită constituție. Unii sunt mai bine, unii sunt mai puțin bine. Deci acele sinapse care se fac în creierul unui om, la ei nu sunt. Deci este o malformație genetică. Ce este sindromul Down? Sindromul Down, după cum din 1866, cel care l-a descoperit, John London Down, spunea așa. Motoul pe care l-am afișat peste tot, inclusiv pe Facebook, pe toate site-urile mele, dacă pământul ar fi populat cu astfel de oameni, ar fi raiul pe pământ. De ce? Este o disfuncție genetică. La nivelul fiecărei celule a corpului se produc modificări, se rupe un cromozom, deci ei au un cromozom în plus față de noi toți. Deci din start sunt total diferiți de noi. Atunci, normal că ei gândesc altfel, văd altfel lumea, și la nivel cerebral, totul este altfel. Depinde și cum definim normalitatea până la urmă. Da și nu. Normalitatea este a fiecăruia. Deci eu așa o văd. La ei există o singură normalitate. Mă înțelegeți? Da. Nu știu dacă mă puteți înțelege. Ei sunt diferiți, bineînțeles că au bagaj genetic și de la părinți. Ca încăpățânări, da. Ca da, frustrări, da. Ca nervi, ca nu știu ce. Dar au foarte multe asemănări și punctul lor forte și comun este lipsa urei. Deci asta nu pot să-mi explic. Deci acești copii uită la fel de repede, deci dacă sunt agresați sau, mă rog, agresați
să nu spunem cuvântul ăsta că e foarte dacă greu. Dacă cineva îi supără puțin, așa, le trebuie un anumit timp, 5-10 minute, nu foarte mult. Deci ei iubesc pe toată lumea necondiționat. Deci e un fenomen fantastic. Deci sindromul Down ca atare, bun, sindromul Down este, are și părți foarte multe urâte, foarte multe. Deci întotdeauna sindromul Down, producându-se aceste modificări genetice, vine și cu alte afecțiuni. Atât la cord, băiețelul meu are și sindromul West pe lângă Down, adică epilepsie, operații pe cord 80% din ei, deficiențe de vedere. O prietena mea din asociație are băiețelul care vede doar 10%, de diabet, deci tot o altă prietenă din asociație cu băiețelul diabet, dependent de insulină, vă spun, din oră în oră, din 3 în 3 ore. Deci sindromul Down întotdeauna vine cu altceva. Și necesită multă atenție și îngrijire. Și de aceea e foarte greu de dus. Da. Este extraordinar de dus, de greu de dus, dar încurajarea mea vis-a-vis de mamele care au copii cu sindrom Down, trebuie să-i privim că acești copii merg, vorbesc mai greu. Retardul există. Niciodată nu vor fi matematicieni, fizicieni, biologi, doctori, asistenți. Astea sunt aberații că eu nu consider că unul la mie, unul la zeci de mii, zic eu, fac o facultate. Pentru că ăsta este adevărul, nu se poate. Dar în alte țări sunt integrați, au locuri, da, de muncă. Pentru că în alte țări dizabilitatea, nu numai Down, deci dizabilitatea este, nu numai Down în alte țări. Dizabilitatea este altfel. Ați văzut și în cărucior, sunt ajutați, da. Au rampe, au... Unde vedeți rampă de acces în magazine? Eu nu văd niciunde. Foarte rar la bănci. La bănci, băncile mai au rampe. Dar într-un magazin care are chiar și în mall. Chiar și în mall. Eu nu știu unde e rampa de acces în mall în Cluj. Mă tot uitam, oare cum să fac cu Paul, că o trebuie să-l duc pe scările și îi frică. Și o trebuie să mă ocolesc, să mă duc pe scări, pentru că îmi frică să urce cu cele rulante. Deci, eu nu zic doar de Down. Deci, într-adevăr, dacă urmăriți un pic, eu am urmărit și Down și alte dizabilități, că mai am prieteni în Liga Persoanelor cu Dizabilități, așa văd, în serenitate, și cei fără mâini, fără picioare, sunt ajutați în cărucior, sunt ajutați să se integreze. Am văzut la case de marcat cu... în cărucior, chiar dacă au parapareze, că la tetrapareze este mai complicat, că nu vorbesc, nu așa. Și deci, noi ca societate suntem destul de închiși cu prejudecăți, nu ne pasă ce gândesc, ce simt acești oameni. Eu zic că asta este din cauza lipsei de informare. Deci, dacă vă uitați la emisiunile televizate, dau un exemplu, nu dau un exemplu de emisiune, așa, nu, tot felul de prostii. Deci, domnul X, care este de naționalitate, se ceartă cu soția și așa mai departe. De ce nu se aduce într-o emisiune de felul ăsta, care este vizualizată zilnic de la mijlocul zilei, așa, o problemă de cazul cu dizabilitate? Deci, asta eu zic că publicitatea. De aici pleacă informarea, ce înseamnă tetrapareză, ce înseamnă parapareză, ce înseamnă un sindrom Down, ce înseamnă autism. Lumea nu știe, deci gândiți-vă că, de fapt, mă întreabă ce este sindrom Down. Despre sindromul Down, da. Înainte să se nască băiețelul. Și aici o să mergem puțin pe plan personal. Erați pregătită? Ați citit înainte? V-ați pregătit din punct de vedere psihologic? Da. Vedeți, aici iarăși intrăm pe latura, să zicem, sensibilă a... să zicem, premoniției sau a existenței unei forțe divine. Soțul poate confirma. Toată sarcina am avut obsesia asta cu sindromul Down. Fără să știți. Fără să știu nimic, fără să mi se spună. Deci, oare n-are sindrom Down? Deci, în toată sarcina, aproape 80% am fost convinsă că are sindrom Down. Fără să-mi confirme nimeni nimic. Deci, există ceva și care ne... Da, da. Și nu mi s-a spus, pentru că lucrând acolo, cunoscând medicul, a fost deosebit domnul doctor Pose, și acum îi mulțumesc, deci super sensibil, nu știa cum să mă protejeze, știind trecutul meu, nu știa ce să facă, cum să-mi spună, nu mi-au spus 3 zile. Și tot timpul întrebam, are sindrom Down? Am văzut poza.
deși foarte puțin se vedea la ochi. Înnebuneam pe toată lumea. Are sindrom, dar nu, stai liniștită. Eu făcând, am avut cezariană, a doua cezariană, trebuia să stau în pat. N-am stat, a doua zi am fost în picioare, eu vreau să văd copilul. În momentul în care mi l-au adus, eu am fost convinsă că are sindrom Down. Și situația a fost de așa natură că a treia zi a și venit o rezidentă, dar totul, vedeți că a fost șocul, deși eram undeva în subconștient pregătită. Vă dați seama celelalte mame ce șoc au. Mi-a spus în față, știți că copilul dumneavoastră are sindrom Down. M-a spus așa brutal. Da. Așa mi-a spus. Bineînțeles că și-a făcut, a fost foarte mare. Chiar dacă eram și știam ce implică și știam ce deficiențe și cât este de lucrat cu ei și poate să fie foarte rău și poate să fie foarte bine cu sindrom Down, foarte bine în sensul că să scrie, să citească și să se descurce relativ singuri. Că nu, eu sunt, nu cred că există cu sindrom Down să se descurce în totalitate singur. Să-și plătească de la A la Z cheltuieli, să trăiască singur. Să trăiască absolut singur, fără o mică supraveghere de a unei, a oricui, o mică, pe zi odată să vadă dacă e ok. Atât. Nu. Deocamdată eu zic că nu există și nici nu există, de fapt. Dar, nu, asta e ideea. Ideea este că sunt frumoși așa cum sunt. Cât trăim noi, trebuie să fim fericiți alături de ei. Deci eu am încetat să mă gândesc că ce să fac cu el. Și cum s-a schimbat viața dumneavoastră după nașterea băiețelului? Ați renunțat la locul de muncă? Păi automat toate mamele renunță, marea majoritate, 80% renunță pentru că trebuie însoțiți permanenți, trebuie duși la școală, aduși, deși au o memorie foarte bună și a locațiilor, dar au o parte, să spunem, foarte ciudată, ei se iau să duc. Se duc, pur și simplu, găsesc o ușă deschisă, au plecat. E posibil să știe să se întoarcă, e posibil să nu se mai întoarcă. Deci au așa niște chestii, vor să exploreze, zic eu. Noi îngrădim, da. Îi păzim și normal atunci când găsesc o ușă deschisă, gândiți-vă, ca și la o închisoare. O țâșnit. Da, dar problema e că riscul e mare că să nu mai găsești. Da. Sau să-l ia cineva, pentru că ei sunt extrem de... Am o mamă iarăși în asociație pe care o iubesc tare mult, cu fetița Ana, care este la școală normală și tare drăguță și super bine fetița, dar o însoțește așa cum. Și am întrebat-o, dar Dorina, Ana e ok, e chiar una din cele mai bine din asociație. Ana, dacă o iei, așa mi-a răspuns, Ana, dacă o ia un domn și spune, hai ce frumoasă ești, hai să-ți dau o prăjitură, se duce. Deci asta vă spun, ei nu conștientizează rău. Pericolul, ei sunt buni. Se încred în oameni necondiționat. Deci am avut situații în asociație atât de neplăcute, când mamele s-au certat între ele, pentru că și la noi există tensiuni și frustrări, copilul meu mai bun, ca și în școli. În orice mediu, da. Da, și imaginați-vă ce tensiune există. Și mai au o parte negativă, până la o anumită vârstă împing, aruncă. Deci asta, imaginați-vă că băiețelul meu mi-a spart vreo 5 telefoane. Deci, ultima o surpriză plăcută, așa ca un cadru, să zicem, destins, a fost anul trecut când aveam evenimentul extrem de mare. Au fost invitați peste 300 de oameni în Cluj, adică copii cu sindrom Down însoțiți de părinți. Timp de 3 zile am avut această activitate și în prima zi, în 21 martie, băiețelul meu a ieșit pe balcon și mi-a aruncat telefonul. Și aveam toate numerele de telefon și mi l-a făcut praf. Vă dați seama disperarea mea. Deci asemenea minuni fac. Dar în general copiii fac tot felul de boacă. Nu știu, noi privim altfel, că noi zicem că nu știu, fac cele mai mari tâmpenii și prostioare. Mă rog, deci asta se pare. Dar să te trezești dimineața și să spună mamei bebesc de 100 de ori, nu spune corect. A mea nu vorbește încă corect. Marea majoritate vorbește. Mami bebesc, atât-o, îl strigă pe taică-s-o, Nero, deși pe taică și pe câine, el îi iubește. Deci primele cuvinte când se trezește dimineața. Deci este o latură foarte frumoasă, pe care noi, unele din mame, nu știm să o apreciăm. Ei mai sunt numiți și copiii soarelui, da. Datorită afecțiunilor? Da. Datorită acestei lipse de ură, dar vă spun că uneori și eu îmi ies din fire și îl cerc și plânge de niște lacrimi. Dar el vine la mine, în 2 minute nu mai are nimic. Deci așa, știți cum, eu mă șochez. Și râde.
ca și când nu i-am făcut nimic. Eu supărată de nu mai știu ce prostioare face. Astea sunt copiii cu sindrom Down. Asta este și partea acum, pozitivă. Cum arată o zi obișnuită din viața dumneavoastră? Cum vă împărțiți timpul? La mine este foarte complicat. La mine, ca mamă, având asociație, este extrem de complicat pentru că începe dimineața cu dusul băiețelului, după aceea organizarea timpului. Mi-a spus astăzi că v-ați trezit la ora 5. Da, pentru că el se trezește la 5 și doarme seara la 8. Deci ne face program așa bine diferiți. Sunt diferiți. Deci sunt care sunt ok, el e un pic mai așa și din cauza medicamentelor pe care le dau. Nu am mai făcut nicio criză de epilepsie de la un an, de când s-a descoperit, dar normal că... Să știți că eu am fost mult mai supărată în momentul în care mi s-a spus că are epilepsie peste Down. Pentru că epilepsia distruge... Deci la fiecare criză se distruge un pachet de celule nervoase, da. Da, și atunci automat retardul este mult mai mare. Dar sunt foarte mulțumită de progresele care le-a făcut în acești 6 ani de când am descoperit. Mulțumită. Eu ca mamă sunt mulțumită de el. Mă rog, nu este la nivelul, este la nivel de, deci are 9 ani, este undeva la un nivel de 3, 4, 5 ani maxim la unele. Deci nu, retardul există la toți. Și revenind la activitatea dumneavoastră, câte ore petreceți cu copiii aceștia? După masa, în fiecare după masă avem, lunea avem dansuri, marți avem logopedie 1-1, se face aici, miercurea avem judo, o activitate nouă începută în septembrie, despre asta chiar doream să discut, care este o activitate în străinătate, se promovează foarte mult, ei o folosesc pentru atât dezvoltare intelectuală, cât și pentru a stopa agresivitatea pe care o au. Unii dintre ei, într-adevăr, au agresivitate. Sunt și prejudecăți față de copiii cu sindrom Down că ar fi agresivi și atunci da. Mulți îi evită. Nu este adevărat. Nu sunt agresivi. Nu e agresivitatea aia, cum să spun, manifestată la o psihoză sau la un... la o paranoie, schizofrenie. Schizofrenia de obicei este cu agresivitate. Nu e adevărat. Deci ei sunt agresivi în sensul că împing. Deci au o perioadă când împing copilul care îl văd mai mic ca ei. Deci își, cum să spun, își arată superioritatea pentru că ei știu că au Down. Dacă vă spun că sunt, deci cunosc o fetiță care a spus, zic eu am Down, tu nu ai. I-a spus unei alte fetițe în parc. Deci eu am fost acolo când... Deci ei știu că au Down, știu că sunt diferiți și de aceea se spune că sunt agresivi. Nu, nu sunt agresivi. Deci au momente când sunt un pic mai duri, dar eu cred că în sufletelul lor e undeva conștientizarea asta că și ca aspect văd că sunt diferiți și sunt și marginalizați. Și când ieșiți cu Paul în parc, ce se întâmplă? Ce reacții sunt? Reacțiile, să spunem, urâte. Urâte în sensul că eu am evitat să ies, simplu. Ca să mă păstrez pe mine, nu mă duc în parc, eu mi-am creat asociația, ne întâlnim cu fetele. Bineînțeles că socializăm și la școală și cu alte persoane de aceleași, de, să spunem, de vârsta, normale, de vârsta lui. Dar am evitat să mă duc unde cred că sunt copii mai mici ca el, pentru că știu că el, când are un copil mai mic, se duce la el, ori îl strânge, ori ceva îi face. Și atunci mama se repede, asta este reacția, să-l ia de acolo. Nu încearcă să explice copilului respectiv, dă mâna cu el, că dacă ar da, cum e Paul, dă cinciu, imediat Paul ar reacționa și l-ar strânge în brațe și ar fi fericit că băiețelul l-a băgat în seamă. Deci ei zic că e ca o frustrare. Reticențele există, dar, repet, nu sunt din cauza... Este din cauza publicității, a lipsei de informare și aici sunt de vină și mass media. Și dumneavoastră colaborați cu specialiști, nu vă ocupați singură de toate activitățile? Nu pot să mă ocup, am contracte de voluntariat cu logoped, cu o altă asociație care, parteneră care are ateliere protejate pentru pictură, pentru judo cu clubul sportiv U, care ne-au oferit 2 antrenori, care la ora actuală sunt plecați în Olanda la perfecționare tot pentru copii, sunt tineri antrenorii și nu știau nimic despre sindromul Down și au intrat dintr-o dată în
în muncă cu 8 copii cu sindrom Down, 7-8 copii cu sindrom Down. Vă dați seama că nu știau absolut nimic, nici cum reacționează și foarte greu de lucra cu ei pentru că au o caracteristică, să spunem, negativă, încăpățânarea. Și dumneavoastră ați urmat anumite cursuri în acest domeniu? Nu. Nu, pur și simplu m-am la ce domeniu vă referiți, cu copiii? Da. Nu, nici nu am dorit pentru că nu am timp. Dar am citit foarte mult. Am citit foarte mult, m-am informat, știu cum se lucrează cu ei, am început să-i cunosc crescând. Deci noi în asociație din 17, 16, să zicem, acum am fost 19, la un moment dat a fost 13, suntem tot. Dar 10 sunt care sunt de la început din 2012, din februarie 2012, de când ne-am înființat. Aceste 10 mame pot să spun că suntem ca surori. Deci ne dorim să mergem în tabere împreună cu copiii, suntem noi de noi, suntem un grup bine format, bine integrat. Și un alt aspect, de oare de câți ani am format o comunitate, comunitatea română Down se numește. Suntem mai multe asociații din țară care ne întâlnim frecvent, toate sunt asociații cu copii și adulți cu sindrom Down și să vedeți acolo bucurie când ei se întâlnesc. Nu vă puteți imagina cum se cunosc și cum dansează. Dansul este o chestie foarte, și muzica pentru ei foarte plăcută. Deci, extraordinar. Ei între ei. Dar în momentul în care intră un copil cu Down între alți copii, de, așa face al meu. Acum nu știu, nu pot să generalizez. Unde sunt copii ok, el se retrage. Își ia telefonul, se duce. Simte că nu ar fi chiar simte, acceptat. Da, simte. Nu știu cât conștientizează, cum vă spun eu, că au altceva sau nu înțelege de ce nu, dar se retrage. Al meu copil nu, și mai ales sunteți copii mai mari. Vă e dor câteodată de activitatea de asistentă? Nu. Nu, pentru că tot o asistentă sunt. Mă înțelegeți? De ce spital? Nu, pentru că am înțeles și țin legătura cu colegii, este foarte greu acum. Foarte greu este. N-aș putea face față să merg și acolo. Deși și acolo am fost la fel, să știți, ca fire am fost la fel. Am ajutat cât am putut, cum am putut, fără a cere recompensă, să spunem. Asta este adevărul în România. Da. Nu am acceptat recompense, am refuzat de sute de ori. Am pus înapoi. Asta e, asta sunt eu, așa sunt și acum. Și tot de azi vă spun că tot un fel de asistentă, să spunem, a copiilor cu sindrom Down și a mamelor. Ce vă face să zâmbiți? Eu sunt fericită. Totul. Sunt fericită că am această locație, în sfârșit mi-am împlinit visul. Bineînțeles, cu mici problemuțe este locația, dar mi-am dorit, până acum am stat în chirie, am fost ajutată de sponsori, la care le mulțumesc enorm. Am sponsor care de 6 ani și mă ajută continuu, lunar. Și din tot sufletul, cred că nu există pe lume oameni mai buni și să știți că sunt oameni care doresc să ajute. Nu cum se spune că nu suntem răi, că nu e adevărat. Românii sunt foarte buni. Românii sunt o nație de popor extraordinar de buni. Dar dacă nu te duci și nu spui și te duci și ceri sub o formă dăm, nu trebuie să spui nici dăm, nici nu dăm. Uite, eu am o problemă, vreau să-i duc pe copii, de exemplu, în tabără. Nu reușesc din fondurile pe care le am. Puteți să ne ajutăm sub o formă sau alta. Nu neapărat bani, alimente. Să le fac o masă. Și atunci, automat, lumea procesează și vin din aproape în aproape sponsori. Deci spun mai departe. Nu vi se întâmplă să fiți refuzată? Nu. Foarte rar. O singură dată. Acum. Chiar acum când avem evenimentul, dar este de înțeles persoana că a spus că sponsorizează Olimpiada de Matematică și dar nu m-a refuzat, nu. Deci este unul din sponsorii mei tot atât de dragi care m-a ajutat anual, a zis să revin cu un telefon să vadă cum să facă. Deci vă dați seama că sponsorizează o chestie extraordinar de mare, știți că este Olimpiada de Matematică care aduce foarte multe suflete în Cluj. Mai aveți timp și pentru dumneavoastră, nu. Doar într-o ieșire nu la se vede, nu, nu. Coaforul sunt eu, manicura sunt eu, nu. Și sunt certată permanent de
sora mea, de verișoara mea, de toată lumea, că de ce nu mă îngrijez, dar ar trebui să mă... Dar nu am timp, nu am asociația, de fapt, nu atât copilul, să știți, că copilul meu e ultimul. Este ultimul dintre toți copiii din asociație. Asociația și activitățile. Acum urmează deja de o lună un stres enorm. Este evenimentul din septembrie, unde vor veni 8 țări. Va fi campionatul internațional de judo adaptat persoanelor cu nevoi speciale. Chiar o să vă rog să veniți, mi-ar face foarte mare plăcere, pentru că veți vedea și alte dizabilități în afară de Down. Va participa și băiatul dumneavoastră? Bineînțeles, toți din asociație vom participa. Deci toți vor fi pregătiți. Va fi asociația Down București, care ne-a inițiat în acest proiect și le mulțumesc pentru că ne-au ajutat să descoperim latura aceasta a judo-ului, care le place foarte mult și știu, parcă sunt un pic mai liniștiți de când fac acest sport. Deci acest sport îi ajută. Îi ajută foarte mult. Cum e când mergeți în călătorii cu toată familia? Obișnuiți să vă petreceți concediile în țară? Sau mai mult în țară. În țară, noi ca familie, când mergem cu asociația, de obicei pe an facem două tabere, adică excursii să le numim, uneori și tabere mai prelungite, dar mergem la Felix și la Valea Drăganului. Deci vara avem tabăra de la Valea Drăganului. În martie, când e ziua internațională a sindromului Down, întotdeauna îi duc la Băile Felix, când nu avem alte activități. Și acolo mi-am făcut foarte multe relații, ne așteaptă cu drag, totdeauna cu reduceri, avem intrarea la Strand, domnul director de acolo este deosebit, hotelul AMI, care de 5 ani mergem tot acolo și ei sunt... Da. Deci, așa... Cum să spun, atât de normal a decurs această asociație, cursul ei ca atare, mi s-au deschis foarte multe uși, parcă a fost așa, asta trebuie să fac. Eu consider că asta trebuie să fac. Și obișnuiți să vedeți mereu partea plină a paharului? Nu, mai am și eu paharul. Dar, în general... Pentru că debordați așa de optimism. De... Da, pentru că nu făceam niciun eveniment din septembrie, deși acum zic, vai, ce supărată, vai, cât am de făcut. Da, am, e foarte greu. E greu că sunt singură, eu și soțul. Mai am una, două mame care mă mai ajută la lucruri mărunte, dar eu sunt și foarte tipicară, exagerat. Foarte atentă la detalii. Da. Foarte atentă la detalii și să sperăm că va ieși pe măsura așteptărilor mele, cum a ieșit și anul trecut, că și anul trecut a ieșit un super eveniment și toată lumea sper că a fost foarte mulțumită. Dar le fac bucurie lor, la lor copiilor, că se întâlnesc. Deci pentru asta, acele 3 zile pentru mine, soțul și copilul meu, steroare. Deci copilul meu stă cu sora mea vară cu încă 2 verișoare și nu fac față, deci stă cu 3, 2 bone, că aleargă tot timpul și eu zăpăcit. Anul trecut l-au terminat, în 3 zile erau pe scaun, terminat, au zis gata, nu suntem terminate total. Bun, eu nu știu, eu m-am obișnuit. Pentru alții e foarte greu, care vin din exterior, sunt obișnuiți cu copiii ok, care îi las acasă, le dau cheia, vin, mănâncă și încălzesc mâncarea. După îi trebuie... implicați puțin în activitățile casnice, de exemplu când se implică singur. Da? Da. Acum când gătesc, nu. Nu. E și băiat, am zis nu. Nu l-am pus. Dar pune vasele la loc, deci dă cu aspiratorul, aiurea, da, dă. Așa cum știe el, aspiră și pereții, deci știe ce are de făcut în casă. Deci, absolut, copiază tot ce văd. Și e foarte important să fie ordonat, e foarte important că îi văd. Chiar dacă te privesc cu coada ochiului și fac altceva, văd și bagă la căpuț. Și așa se dezvoltă, zic eu, foarte mult. Dacă în familie. Uitați la copiii de astăzi. Da. Cum ați descrie, prin comparație, copilăria dumneavoastră? Copilăria mea a fost și fericită și nefericită. Copilăria mea a fost nefericită din punct de vedere a traumei care spuneam că a existat și a fost foarte greu. Așa, ca situație financiară, să spunem. Dar mi-aduc aminte de copilăria la bunici. Deci era foarte frumoasă. Dar și acum este o copilărie, zic eu, frumoasă a celor care sunt acum. Pentru că trebuie să acceptăm, eu iarăși nu înțeleg unele persoane care spun a, nu tabletă, nu televizor, nu aia, nu. Evoluăm.
Nu poți să-l pui pe copil să stea, bun, de citit trebuie să citească, pentru că este foarte important, intelectual, așa se dezvoltă. Dar e evoluția. O să ajungem la roboți care ne fac treburile casnice, nu? Spre viitorul ăsta mergem. Atunci de ce să îi închidem în casă, să îi punem cu o jucărie în față? Nu, joacă-te. Fă nu știu ce, sau fă din prăjiturele din nisip, cum făceam noi. Vă aduceți aminte și umezeam nisipul și, mă rog frumos, se pot face și astea. Dar normal că tendația este alta. Și să fie un echilibru. Da, să fie, să zicem, un echilibru. Dar nu va putea fi echilibru din moment ce noi mergem spre a ne perfecționa. Totul se va fi pe calculatoare, pe online și așa mai departe. Chiar și învățatul, eu așa văd. Nu se va mai scrie. Vom scrie la calculator. Deci trebuie să acceptăm că evoluăm. Asta e. Deci nu sunt o... Nu. Și dumneavoastră aveți profil de Facebook? Am. Și ce urmăriți de obicei pe Facebook? În general, problemele... Deci, mie îmi plac foarte mult citatele. Citatele filozofice le pun foarte des, dar în general Facebook-ul meu, atât pe numele meu cât și pe al asociației, este cu activitățile copiilor. Deci asta urmăresc. Nu neapărat ce face X, Y și Z sau ce prăjitură au făcut. Bun, și alea sunt preocupări. Deci nu trebuie condamnați. Apropo de prăjituri, mai aveți timp de gătit? În weekend-uri măcar? Da, da. Da, pot să spun că da. Numai în weekend-uri, că în timpul săptămânii se mai mănâncă și slănină cu ceapă și cu roșii. Așa. Dar pentru băiețel, da. Mă rog, la sfârșit de săptămână am noroc că și soțul gătește și facem... Mâncăm împreună, totul în regulă. Mâncare tradițională? În regulă. Da, da. Numai tradițională, noi așa e. Mai mergem, mai scăpăm la un KFC. Dar culmea este că băiețelul meu este anti-carne. Deci nu mănâncă produse, foarte puține produse din carne. El este singurul cu Down care nu mănâncă. E foarte ciudat. Și asta a venit natural, a refuzat. Da, da. Să știți, uitați, este o legătură cu trecutul. Nici Paula, așa o chema, nu mânca carne. Deci este ceva. Deși ei sunt foarte mâncăcioși. Foarte mâncăcioși. Mănâncă orice. A meu refuză. Mănâncă câte un pic așa de gust, dacă... Dar nu știe un gust tradițional al sarmalelor, al chiftelor, n-am mâncat niciodată. Un șnițel niciodată n-a pus în gură. Deci el preferă iaurturi și fructe. Vă obișnuiți să vă planificați viitorul așa pe termen mai lung, să vă faceți anumite planuri? Da, păi mi-am planificat viitorul. Asta depinde de o serie de factori. A crea un centru cum este în Occident, pentru special pentru acești copii. Centru, nu înseamnă centru de zi. Eu doresc un centru permanent, cum este azilul de bătrâni din Cluj. Imaginați-vă că casa asta, în această casă se locuiască 4 sau 5 copii în fiecare cameră câte unul cu sindrom Down, care nu mai au, da, care nu mai au părinți. Deci asta îmi doresc. Nu neapărat casa aceasta, aici am ajutorul în totalitate a soțului, pentru că a spus când se vor termina problemele cu, avem mici probleme cu locația. Ne-am gândit să facem în curte 3 căsuțe sau 4 în funcție de cum ne permite spațiul, că e destul de mică curtea, unde să sunt mame foarte sărace în asociație, să știți, care au nevoie de sprijinul meu, care azi mâine sunt pe drumuri. Și acolo să aibă bucătărie, să fie în mijloc o bucătărie comună și lateral să fie aceste camere cu băi, o cameră și baie. Tot confortul și să trăiască aici cu noi. Sus, la etaj, va fi apartament. Așa a fost concepută și s-a acceptat din prima ideea. Aici va fi centru permanent. Ați văzut, este sală de kineto, este atelier de pictură, oficiu. Aici se face logopedia. Aici va rămâne totdeauna centru pentru copii. Probabil când va fi cazul, ne vom muta noi la etaj, dar pe lângă noi să mai trăiască încă cel puțin 3 copii cu sindrom Down. Asta îmi doresc și eu sper că până mai am... doresc succes! Mulțumesc! Sper! Asta, așa funcționează, să știți, în Germania. Unchiul meu lucrează de peste 30 de ani în Germania. El mi-a dat ideea. Sunt centre speciale unde sunt... Totul este electric ca să nu umble la gaz. Vă dați seama că și acolo e o societate foarte înaintată.
și acolo sunt duși copiii săptămânal. Chiar dacă au părinți, sunt lăsați fetițe și băieți în patru camere, într-o casă din asta, patru sau șase camere, se descurcă singuri. Vine unul din părinte zilnic, îi le aduce alimentele și așa, cel care este cu Down mai bine face mâncare și așa, e ajutat de ceilalți care sunt mai puțin bine, dar trăiesc împreună. Dumneavoastră, cât a stat cel mai mult despărțită de copil? Niciodată. O oră. Acum, cât e la școală? Nu, nu se poate. E și legătura specială mamă-fiu. Dar n-aș putea, nu știu de ce. Da, este, eu sunt exagerată, să spunem. Deci eu n-aș putea să lasă doarmă. N-a dormit nici o noapte fără mine. Nu. Nu, este pentru că eu ce le spun și ce pot spune să mă audă mai multă lume, nimic pe lumea asta nu este greu de dus decât această boală incurabilă care este cancer. Nimic. Deci totul este... Celelalte probleme se pot rezolva. Oarecum. Dacă se rezolvă dacă accepti ideea că copilul trăiește și chiar dacă este în cărucior. Îl grijești așa cum îl grijești cât trăiește. Este acolo, este un suflet. Încep să ai o comunicare, am văzut și la cei cu tetrapareze în cărucior, că de aia spun, nu promovezi neapărat Down-ul. Sunt dizabilități mult, 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 mult mai grave decât ale noastre. Dar dacă îți accepti situația, copiii și mama este ok. Dacă nu o accepti, este dezastru. Pentru că distrugi și persoanele din jur, ajungi la despărțiri, te distrugi pe tine psihic și copilul la un moment dat o să facă clic, o să-ți facă o criză de epilepsie sau o altă complicație și nu o să-l mai recuperezi niciodată. Am caz concret de accident vascular făcut la 20 și ceva de ani, de copil cu Down care a fost ok și dus la școală normală, a făcut accident vascular. Sunt predispuși de accidente vasculare cerebrale la vârste foarte mici și n-am mai putut face. Acum are mintea de 2 ani. Ce a rezolvat acea mama, care nu i-a oferit liniștea. Trebuie să ne acceptăm copilul. Copilul este super așa cum este. Așa ni l-a dat Dumnezeu, așa îl acceptăm și trebuie să ne bucurăm că merge și vorbește. Și pentru dumneavoastră ce înseamnă liniștea și fericirea în 2-3 cuvinte? Să trăiesc cât mai mult lângă copil, să-l văd crescând și pe lângă el să văd că are 2, 3, 4 prieteni cu care pot să-l las și să le ofer la acele mame, cum am spus, acel centru. Asta înseamnă viitorul, liniștea și fericirea mea. Mulțumim încă o dată pentru prezență. Mă așteptăm și cu altă ocazie și vă dorim multă putere mai departe. Mulțumesc! Domnilor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apă.